Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem pe Calea Plevnei, nu? Sau cum se numește Calea asta? Plevnei. Calea Plevnei. Și suntem în fața cazarmei Malmaison. Dar mai multe detalii să ne le dea Mihai Burcea, istoricul nostru cu care v-am obișnuit și cu care luăm tot Bucureștiul la pas. Salut! Sigur, salut, salut! Da, suntem în fostul cartier militar Malmaison. Este o cazarmă militară ridicată în 1844 de domnitorul Gheorghe Bibescu. Ea s-a mai chemat în epocă cazarma Sfântul Gheorghe, pentru că avem acolo biserica Sfântul Gheorghe Plevna, parohia Sfântul Gheorghe Plevna. Iată, îi vedem turnurile. Da, și a fost ridicată în 1844 de către Gheorghe Bibescu, așa cum spuneam. A fost o cazarmă destinată inițial cavaleriei, pentru că infanteria avea cazarma în dealul Spirii, deci aici era cavaleria, iar în dealul Spirii aveam infanteria. După venirea lui Alexandru Ioan Cuza în fruntea țării, Napoleon al III-lea, împăratul Franței, a trimis o misiune militară franceză în România pentru a ajuta la edificarea corpului militar românesc de armată, deci în ajutorul lui Alexandru Ioan Cuza, și cazarma a luat denumirea de Malmaison de la reședința lui Napoleon al III-lea, de la castelul Malmaison, care se află în apropierea Parisului și care fusese și reședința împăratului Napoleon și a Iosefinei, a soției sale. Bun, de fapt aici, imediat după Cuza, avem de fapt un cartier militar. Aici și-au avut sediul mai multe unități militare, ulterior s-a edificat și spitalul militar, care se află vis-a-vis aici de cazarma Malmaison. În stânga avem spitalul Viting, care în anii 20 a fost ridicat în anii 20, era un spital ultramodern la acea vreme, pentru acei ani. Era un spital cu 200 de paturi și aparținea de administrația CFR, așa cum și maternitatea din cartierul Steaua, unde am fost acum câteva luni, da. Ținea tot de CFR, era maternitatea Regina Elisabeta. Și erau două unități spitalicești foarte importante la acea vreme pentru București, în special pentru ceferiști, pentru că ei și familiile lor își puteau asigura serviciile medicale în aceste două spitale, Viting și maternitatea CFR, maternitatea Regina Elisabeta din cartierul Steaua. În perioada interbelică, aici avem imediat pe colț, cum facem stânga, după Biserica Sfântul Gheorghe, avem strada Mircea Vulcănescu astăzi, care este fosta stradă Ștefan Furtună din perioada comunistă și fostă stradă Gheorghe Anghelescu în perioada interbelică. Iar în perioada interbelică în anii 30-40, iar în perioada anilor 20 s-a numit strada Francmasonă. Pe această stradă, deci pe strada Francmasonă, în 1925 a avut loc un mare proces politic intentat de către statul român comuniștilor, în care au fost implicați liderii comuniști Alexandru Dobrogeanu Gherea, fiul lui Constantin Dobrogeanu Gherea, Constantin Ivănuș și Marcel Paucăr, de alt exemplu. Acest proces politic este menționat și în lucrarea lui Henri Barbus Călăi din 1925. Barbus venise, celebrul scriitor francez filocomunist, venise în țară pentru a lua parte la procesul răscoalei țărănești de la Tatar Bunar de la Chișinău. Și a menționat și acest proces politic din strada francmasonă. De ce era denumit procesul politic din strada francmasonă? Pentru că acolo era o cazarmă militară și evident în acei ani, fiind stare de asediu, Bucureștiul a fost într-o stare quasi permanentă de asediu. Toate delictele și infracțiunile politice se judecau de către instanțe militare, de către Consiliul de Război. Și atunci și acest proces politic din 1925 s-a judecat într-o cazarmă militară pe strada francmasonă, azi Mircea Vulcănescu. Da. Iar acum vom intra în această cazarmă militară, care de-a lungul timpului a fost și parchetul militar, a fost și parchet militar, a fost și tribunal militar, a fost și arestul Serviciului Special de Informații, a fost și arestul Ministerului de Interne în anii 50 și începând cu anii 70 devine sediul IPROCHIM-ului, un institut pentru proiectări în petrochimie. Okay. Pentru că, de ce aici? Pentru că mai sus avem sediul Ministerului Industriei Chimice, da. Iar lângă sediul Ministerului Industriei Chimice avem IGCHIM-ul. Okay. Acolo unde era Elena Ceaușescu în anii 70 a fost directoare generală, până în 1979-80. Asta prin Grozăvești? Da, este exact, e pe Splaiul Dâmboviței. Okay.
Și avem, așadar avem acest mare institut Iprochimu, avem ICEchimul și apoi și Ministerul Industriei Chimice. Tot în acest, în acest perimetru, în fosta cazarmă Malmaison. Da. Și acum vom intra înăuntru. Da, deci ne aflăm în fața Malmaisonului, fațada principală a cazarmei Malmaison. În perioada interbelică aici au avut loc mai multe procese politice. Aici au fost aduși arestații de la atelierele CFR Grivița din 1933, în clima în care a fost în clima în care armata a reprimat protestul și a intrat peste muncitori în ateliere. S-au produs 1000 de arestări și arestații au fost duși la diferite închisori din capitală. Prefectura Poliției Capitalei, Văcărești, închisoarea militară Jilava și o parte dintre ei au venit și aici la Malmaison. Procesul a avut loc inițial tot aici, la Malmaison, nu în clădire, pentru că la acel moment clădirea adăpostea două sau trei regimente, două sau trei unități militare. Da. Procesul a avut loc într-una din clădiri anexă. Aici ce vedem aici? Da, aici sau un pic mai în față, pentru că aici, în zilele noastre, nu știu dacă mai funcționează, era o grădiniță a Ministerului Apărării. Ok. Și procesul a avut loc într-una din aceste case, cum ar veni. Da. După ce au fost anchetați muncitorii, s-au mai făcut triaje, au rămas vreo 100-115 muncitori implicați în proces, o mare parte dintre ei au fost eliberați. Și în vara anului 1933, aici a demarat procesul ceferiștilor la ateliere CFR Grivița. Aici au fost implicați Constantin Doncea, liderii, în primul rând, Gheorghe Vasilichi, cel care condusese greva de pe Valea Prahovei a petroliștilor, Gheorghiu Dej, Chivu Stoica și așa mai departe. Ulterior, procesul a fost strămutat la Craiova pentru că aveau loc aici frecvent manifestații de susținere a inculpaților. Da, și nu era liniște, și atunci Curtea Militară Supremă de Justiție a luat decizia de a strămuta procesul la Craiova, unde era corpul întâi armată și era mult mai multă liniște, pentru că nu era un centru industrial. Da. Și într-adevăr, procesul s-a judecat în 1903, s-a strămutat la Craiova și s-a continuat judecarea lui în acel oraș. Și acolo s-au dat și pedepsele. După aia, în 1935, când a fost arestat Secretariatul Comitetului Central al PCR, în frunte cu Ana Paucăr și Dumitru Colev, tot aici, în 1936, în februarie, a avut prima înfățișare a procesului politic al comuniștilor și numai că tot așa a fost judecat într-o singură zi, pentru că tot așa după aia a fost strămutat la Craiova. Ok. Chiar în acea zi s-au produs, evident, manifestații în fața Malmaisonului, pentru că, evident, Partidul Comunist a făcut apel la susținători și la simpatizanți pentru a veni să susțină cauza lor în fața instanței. S-a strat și un foc de armă, pentru că au fost câteva sute de oameni și a fost o învălmășeală. Și atunci, din nou, instanța militară a hotărât strămutarea procesului la Craiova. Da. Deci e important să zic de Ana Paucăr și de acest proces, pentru că Ana Paucăr va reveni în această cazarmă. Okay. În anul 1953, în debutul anului februarie-martie, dacă mi-aduc bine aminte, de data asta tot în calitate de arestată, după ce fusese detronată din fruntea partidului, din biroul politic, așa numit caz al deviaționiștilor, când Gheorgheu Dej i-a înlăturat pe Ana Paucăr, Teohar Georgescu și Vasile Luca din fruntea partidului, și a preluat el purterea cu acoliții lui. La un moment dat, Teohar Georgescu și Ana Paucăr au fost arestați după câteva luni și introduși în anchetă. Okay. Și dintr-o dată au fost aduși și aici la Malmaison, unde au fost achetați de foștii tovarăși de idei, nu de foștii tovarăși de idei. Da. Și Ana Paucăr a fost adusă aici la Malmaison, a fost anchetată zile în șir, numai că a avut noroc pentru că în martie a murit Stalin și sovieticii atunci au comunicat liderilor români că e bine să pună capac acestei anchete și să o elibereze, pentru că Ana Paucăr era o figură internațională a mișcării muncitorești și comuniste. Da. Și atunci a fost eliberată. Deci să zicem că oarecum salvarea a venit de la moartea lui Stalin. Bun, apoi, în perioada anilor 40, în timpul războiului, după declanșarea războiului, aici a devenit arestul secției juridice a Serviciului Special de Informații. Okay. Adică
pur și simplu serviciul special de informații care erau în, se afla în subordinea Consiliului de Miniștri, deci în subordinea lui Antonescu direct, da. A dorit să aibă o secție de anchetă prin care să ancheteze pe cei care se încadrau la diferite articole din Codul Justiției Militare și din Codul Penal. Trădare, sabotaj, deci cazurile grele. Okay. Și atunci aici s-a creat arestul SSI-ului. Sub acoperirea, în acte figurează ca secția de poliție judiciară militară din subordinea Direcției de Justiție Militară a Ministerului Apărării Naționale. Da. Dar ea, de fapt, era o unitate, era o acoperire, această titulatură era o acoperire pentru secția juridică a SSI-ului, secția 8-a juridică. Și, în timpul războiului, aici, la Malmezon, au fost aduși parașutiști sovietici, aici a fost adusă rețeaua lui Rică Georgescu, okay, cel care fusese directorul societății româno-americane și care crease o rețea de spionaj în favoarea britanicilor, legată de Maniu, și își crease cam o rețea destul de vastă, de 15-16 persoane. Și în august 1941, SSI-ul, condus de Eugen Scristescu, versatilul și vicleanul șef al Serviciului Special de Informații, a destructurat această rețea și toți aceștia au fost aduși aici la Malmezon pentru anchetă. Numai că Ion Antonescu a fost informat despre această rețea care furniza informații britanicilor. Germanii au intervenit la Antonescu pentru a le fi predat lor acest lot de arestați, numai că Antonescu a preferat să se mențină în țară, deși germanii au făcut constant presiune asupra lui Antonescu pentru a-i fi predați, pentru a fi o monedă de schimb. În cazul în care se schimbă alianțele, el să iasă după aia și să zică: domnule, păi i-am protejat, deși meritau pedeapsa capitală, pentru că, într-adevăr, ei lucrau cu aparate de emisie-recepție, cu cristale, deci lucrarea era dovedită clar, adică nu exista niciun dubiu asupra rețelei. Și Antonescu, într-adevăr, i-a păstrat până la 23 august 44, i-a păstrat în țară. La un moment dat au fost mutați, dacă mi-aduc bine aminte, au fost plimbați de aici, de la Malmezon, la Inspectoratul General al Jandarmeriei de pe șoseaua Ștefan cel Mare, dar, în general, marea parte a detenției aici au fost. Da. Și au avut și un regim special, că la un moment dat, cei din SSI le îngăduiau și să aibă mici petreceri la Malmezon. Deci, da, regimul era preferențial oarecum. Okay. Un regim separat față de, să zicem, cel aplicat deținuților comuniști. Pentru că, de pildă, Petre Gheorghe, șeful organizației capitale a Partidului Comunist, care luase decizia de a demara sabotajele și acte de sabotare a industriei române de război, la un moment dat a fost arestat în 1942 și a fost adus aici la Malmezon. Și asupra lui s-au exercitat mijloace de coerciție, a fost torturat, deci a fost un regim, să zicem, separat, un dublu standard. Da. Bun, deci în perioada războiului avem arestul SSI-ului aici, Serviciul Special de Informații. Mai exista în București, mai existau două alte închisori militare, comandamentului militar al capitalei, respectiv închisoarea Curții Marțiale, care era pe strada Negru-Vodă, da, vis-a-vis de morga lui Minovici, pe splaiul Dâmboviței. Astăzi ar veni între Tribunalul București și magazinul Unirea. Okay. Deci acolo funcționa închisoarea Curții Marțiale, închisoarea militară a Curții Marțiale, și mai aveam închisoarea militară Jilava, care tot așa ținea de comandamentul militar al capitalei și unde aveau loc și execuțiile, condamnările la moarte, da, în aplicarea pedepselor capitale, în Valea Piersicilor. Deci, în timpul războiului, avem trei închisori militare care au funcționat pe suprafața comandamentului militar al capitalei. Da. Ok. Acum să intrăm în cazarmă. În momentul de față, aici se află un spital, o unitate medicală privată, da, Rom-Germedu, și o bună parte din această aripă se află aici, aripa găzduiește artiști independenți, atelierele Malmezon se cheamă. Okay. Un grup de artiști vizual, plastici, s-au auto-organizat în anul 2020, chiar în debutul pandemiei, în primăvara lui 2020. Și au venit aici la Malmezon. Clădirea se află în proprietatea Iprochimului. Iprochimul mai există și în zilele noastre. Da. Evident, nu mai produce niciun fel de proiecte, nu mai are altă destinație. Pur și simplu gestionează un patrimoniu imobiliar uriaș. Și atât. Și atât. Și atât. Da, exact, exact. Din păcate, Iprochimul, în urmă cu câteva luni, a luat decizia de a le mări chiriile artiștilor, care veneau din ce în ce mai mulți să ocupe spații aici și să creează un fel de hub cultural. Numai că în ultimele luni Iprochimul a decis să mărească chiria artiștilor,
și ușor, ușor au început să părăsească acest loc, pentru că, evident, nu își permit să achite sume exorbitante. De ce a făcut acest lucru Iprochimul? Pentru că, evident, odată cu stabilirea artiștilor aici, câteva zeci de artiști, s-a creat o efervescență, locul a devenit foarte cunoscut și Drăguț, și a atras pentru ei probabil că nu, da. Și a atras și interesul probabil al rechinilor imobiliari care și că am ascut colții pe această imensă suprafață din centrul capitalei, pentru că este relativ aproape de centrul capitalei. Da. Și Iprochimul a mărit chiriile și acum se află toate aceste ateliere independente se află în acest impas. Aici au venit și ministrul culturii, a venit și primarul sectorului 6, primarul general al capitalei, a venit și ministrul economiei, cel în subordinea căruia se află Iprochimul, pentru a vedea, toți au venit la fața lucrurilor să se documenteze. Din păcate, nimeni nu are nicio soluție, pentru că într-o societate normală, ce ar trebui să se întâmple? Statul să vină cu niște politici publice prin care să finanțeze, să deschidă niște linii de credit, da. de finanțare, pentru artiști independenți, pentru ca ei să-și desfășoare activitatea în pace și în liniște. Numai că, din păcate, acest lucru la noi nu se întâmplă. Și nu prea e interes în zona aia. Nu prea e interes. Da. Și Arhabu, alt centru cultural independent de pe strada Budijitanu, se va muta, va fi evacuat, pentru că nu mai are proprietarii, nu mai au chiriașii, Arhabu nu mai are bani să plătească chiria, o chirie exorbitantă. La fel s-a întâmplat și cu fabrica de pensule din Cluj. Toate aceste hub-uri care sunt autofinanțate și autosusținute, evident că nu se pot întreține la nesfârșit, pentru că presiunea pieței este foarte mare. Da. Și atunci chiriile cresc și pur și simplu ei nu mai au bani să achite aceste costuri la prețul pieței, să zicem. Și atunci ar fi normal să intervină statul, la fel ca în Germania, unde sunt diferite hale dezafectate și care au fost alocate artiștilor pentru a se organiza. Mai avem, da. Bun, deci acum avem aici, să zicem, locul este, se cheamă Atelierele Malmaison, cazarma artiștilor, cum a fost denumită de către cei de la Scena Nouă. Aceasta este una din aripile Malmaisonului. O să intrăm aici, care a căzut după cutremurul din 1977. Aha, ok. N-a căzut, adică ce vedem acolo? Da, ce vedem acolo, da. Era un fel de pătrat. Și această aripă acum a rămas, clădirea e în formă de U. Da. Aripa aceasta a fost grav afectată la cutremur și atunci s-a luat decizia de a fi decupată, demolată, pentru a nu afecta și cealaltă structură. Adică înțeleg că avea legătură una cu alta. Da, una cu alta, da, exact așa. Aha. Deci era un pătrat. Da, un pătrat, da. Iar aici sunt în față, avem careul cazarmei. Da. Așa cum spuneam, înainte de 1944, de fapt și în anii 50, clădirea a adăpostit diferite unități militare, regimente, batalioane și așa mai departe. Închisoarea, arestul, s-a aflat întotdeauna la subsol. Subsol care a fost betonat după dezafectare, după ce aici a venit Iprochimul. Evident că Ministerul de Interne a betonat tot subsolul pentru a-și acoperi urmele. Ok. Și am înțeles din niște mărturii că și după Revoluție, chiar în 1990, cei de la serie au venit și au mai aplicat un strat de ciment pentru a delimita fosta zona celulelor. Mergem pe careu? Da, mergem careu? Exact aici, da. În mijloc, pentru că vreau să vă arăt niște imagini interbelic. Dar cred că tu, Adi, trebuie să te pui pe partea aia și să... Da, o să mergem noi un pic și o să ne întoarcem. Pardon. Da. Așadar, în clădire, să zicem, suntem în anii 20-30, în clădire la acea vreme se aflau dormitoarele, birourile și spălătorul, erau vreo 2-3 spălătoare la etajul 2, dacă mi-aduc bine aminte, chiar lângă acest stâlp care marchează centrul careului, aveau loc în anii 20-30, aveau funestele procesiuni de degradare militară a ofițerilor care erau condamnați de către instanțele militare. Ok. Ce înseamnă asta? Ca degradare, proces. Da. Procedura este ecranizată și în filmul Roman Polanski, referitor la
cazul Dreyfus de la sfârșitul secolului 19. Deci dacă cineva dorește să vadă cum arătau procesele, exact cum se făcea, cum se făcea, da, pentru că noi am preluat de la francezi și codurile justiției militare și codul civil și uniformele erau cam exact același. Și aceleași. Și chiar în debutul filmului arată exact o cazarmă militară, da, asemănătoare cu aceasta. Și militarii sunt dispuși pe laturile cazarmei, la fel și în film. Condamnatul, cel care era condamnat pentru diferite pedepse, nu știu, fraude financiare, trădare, spionaj și așa mai departe, era adus aici în uniformă militară, da, aici în fața, în mijlocul careului. După cum se vede aici, avem aici pe degradarea ofițerului, maiorului Grigore Vărzaru, acesta este. Da. Vedem cum toți militarii sunt așezați pe laturile cazarmei și el este degradat în fața frontului, cum ar veni, pentru a servi drept pildă. Cine comite acte de indisciplină și infracțiuni, este supus oprobiului militar, oprobiului public militar. Și era adus, îi se citea sentința de condamnare, iar apoi era, îi se smulgeau galoanele. Da. Acesta este un alt caz din 1928, dacă mi-aduc bine aminte, este locotenentul Animal Cosma, la fel condamnat pentru săvârșirea unor fraude financiare. Îi se smulgeau galoanele, uitați, da, aici, se văd. Iar apoi sabia, fiecare ofițer avea o sabie de ofițer, îi se rupea pe genunchi. Nu știu din ce material, era un material casabil. Și, iar apoi îi se smulgeau și nasturii. Tot la fel se văd aici militarii care asistă la întreaga procesiune. Da. Aici este din nou Anibal Teodorescu. Îl vedem sabia pe jos, da, deja. Da, iar aici Vărzaru, le-am inversat puțin. Așa. Bun. Apoi, avem aici un arestat, pentru că am spus că aici și-a avut sediul și Tribunalul Militar în anii 20-30 și Consiliul și Parchetul Militar. Până în 1937, Tribunalul Militar s-a chemat Consiliul de Război. Iar după reforma justiției militare din 1937, consiliile de război devin tribunale militare. Iar odată cu debutul războiului, tribunalele militare se transformă în curți marțiale, în clipa în care am intrat în război. Iar acesta este Bruno Selețchi, un reprezentantul firmelor Skoda la București, care a fost implicat în afacerea Skoda, o mare afacere de corupție din la începutul anilor 30. Și evident, din perioada guvernării țărăniste și acum guvernarea liberală vroia să arate cât de coruptă a fost fosta guvernare, cunoaștem. Bineînțeles. Da. Și acesta a fost unul din inculpați care a fost judecat separat, era reprezentantul firmelor Skoda, a fost judecat pentru deținerea unor documente clasificate. Iată cum arăta și un consiliu de război. Iată, aici avem completul de judecată, sunt ofițerii de justiție, ofițerii magistrați. Avem un crucifix pe birou. Avem portretul regelui Carol al II-lea și avem aici portretul lui Mihai, care la acea vreme purta titulatul de Mare Voievod de Alba Iulia, pentru că în clipa în care Carol al II-lea venise pe tron, îi atribuise și îl detronase pe fiul său, care era se afla sub regență, i-a atribuit acest titlu de Mare Voievod de Alba Iulia. Și în fiecare sală de tribunal erau aceste două portrete. Crucifixul era nelipsit dintr-o sală de judecată, unei instanțe militare. Aici avem procurorul, locul procurorului. Așa. Aici avem asistența. Da. Avocați, ajutor, diferite asistenții avocaților. Așa. Iată, avem aici și... Opa. Da, o altă imagine, tot în Consiliul de Război. Aici este din timpul... procesului rebeliunic, pentru că așa se chemat, instanța militară a judecat rebeliunea de la atelierea CFR Grivița. Da. Iată ofițerii magistrați. Așa. Iar aici avem un proces unui capitan, Renoiu, condamnat pentru spionaj. De data aceasta, ofițerii sunt îmbrăcați în ținutele ordinare, deci acolo erau în ținute de ceremonie, în uniforme albe. Da. Iată și aici. Așa. Op. Bun. Aici avem tot un proces, este procesul Anei Paucăr, despre care vă spuneam mai devreme. Da. Lotul de 19 acuzați. Ana Paucăr este undeva aici.
iar aceasta este Estera Radoșcovețcaia, care este soția, va deveni soția lui Alexandru Mogheroș, cel cu parcul. Okay. Parcul Mogheroș, da. Și piața Mogheroș. Da. Așa. Aceștia sunt ofițerii magistrați care judecă procesul. Iată o fotografie mai bună. Tot de la acel... inculpații sunt în această boxă. Da. Asistența. Da. Iar aici avem un alt mare proces care s-a judecat în perioada interbelică. Procesul lui Corneliu Codreanu, care s-a judecat în 1938. A fost judecat pentru trădare și conspirație. În cele din urmă a fost condamnat la 10 ani închisoare. Bineînțeles că n-a avut timp să-i facă, pentru că în toamna acelui an, în noiembrie 1938, a fost lichidat din ordinul regelui Carol al II-lea la Tâncăbești. A fost sub pretextul unui transfer de la închisoarea Râmnicu Sărat la Jilava. A fost cei din camion, vreo 16-17, dacă mi-aduc bine aminte, legionari, lideri legionari, au fost dați jos la Tâncăbești și lichidați, strangulați de către jandarmi. Da. Așa, și procesul lui Corneliu Codreanu s-a judecat tot aici. Iată-l aici, îl avem chiar în timpul procesului. Cred că este singura fotografie care a apărut în presa vremii. Da. Eu n-am mai identificat altă fotografie. El este, da. Avocatul Codreanu, răsfoind un dosar. El era de profesie avocat. Nu mai știu dacă își terminase facultatea sau era fără licență. Așa. Apoi avem dezbaterile procesului, cei care erau în asistență. Tot așa, pe străzile din jur, la momentul procesului lui Codreanu, a fost foarte multă lume, dar acest proces n-a mai fost rămutat. Okay. S-a judecat aici, aici s-a anchetat și aici s-a dat și sentința. Iar aici avem, o schiță. Da. În anii 50, cazarma s-a intitulat cazarma numărul 992. Aceasta este schița de la parter, deci parterul. Da. Am și celelalte două schițe, etajul 1 și etajul 2, dar am ales-o pe aceasta, pentru că aici se văd birourile, toaletele, dormitorul, un dormitor avea 280 de metri pătrați, suprafața întregii clădiri, întregii cazarme avea cam în jur de 13.000 de metri pătrați, okay. Toate cele pe plus 2. Da. Și iar, așa cum spuneam, arestul este undeva aici. Aici, la subsol. La subsol, da. Și atunci, în anii 50, aici și-au avut sediul numai. Deci exact asta e poziția. Da, exact. Bun. Și asta a dispărut la cutremur. Da. Aici și avea sediul, tipografia regiunii a doua militare, pentru că în anii 50 am avut regiuni militare, iar Bucureștiul se încadra la regiunea a doua militară. Deci avem tipografia regiunii militare, avem un batalion de gospodărie al MFA, al Ministerului Forțelor Armate, pentru că erau ale unitățile cazate aici, erau ale Ministerului Forțelor Armate, și avem și un batalion de gardă al MEAI-ului. Iar apoi, da, asta a fost ultima. Okay. Ce mai vreau să vă spun este că în anii 50, în acest arest, care a fost și al SSI-ului, după 23 august, ce s-a întâmplat cu arestul SSI-ului? Secția juridică a fost desființată. Okay. Numai că, evident, și noua putere care a venit s-a instaurat la conducerea țării, avea nevoie de un organ informativ care să poată ancheta diferitele cazuri de trădare, spionaj și așa mai departe. S-a desființat secția a 8-a juridică a SSI-ului și s-a înființat o direcție a 3-a în cadrul SSI-ului, direcția de anchete. Okay. Iar aici era comandant un anume Gheorghe Filipescu, zis Firescu, o brută, care timp de 5-6 ani, din 45 până în 51, când SSI-ul a fost mutat de la Președinția Consiliului de Miniștri la Ministerul de Interne, Gheorghe Filipescu a condus toate anchetele, direcția a treia de anchete, și prin mâinile lui au trecut foarte mulți care au fost extrem de chinuiți. I se mai spunea în documente, în mărturile unor foști demnitari, mai apare și sub denumirea populară de biroul juridic, okay. BJ-ul, când... sub acest acronim este cunoscut direcția anchete a SSI-ului, BJ, biroul juridic. Da, când se spunea că te aduce la BJ, era grav, la Malvezon. Că dacă spune că era un om foarte rău... Da, ajungeai pe mâna lui Filipescu. Filipescu, exact. Care l-a anchetat și pe Lucrețiu Pătrășcanu, pentru că și Lucrețiu Pătrășcanu a fost adus aici.
Să vă spun și câteva nume de oameni aduși. Trebuie. În perioada războiului, aici a fost adus la un moment dat și Nicolae Malaxa, imediat după rebeliunea legionară, pentru că Malaxa a avut unele legături cu legionarii și după ce Antonescu i-a găbulit pe legionari după rebeliune. Dacă ne spui și ce a pățit... Nu, a fost doar anchetat, nu i s-a întâmplat nimic. În schimb, i s-au luat uzinele 23, mă rog, uzinele Malaxa, mai târziu 23 august, care au fost trecute din mâinile lui Malaxa, au fost scoase din mâinile lui și au fost trecute la Hermann Göring Werke, la concernul Hermann Göring, Reichsmarschallul Hermann Göring. Și aceste uzine s-au transformat din Malaxa în Rogifer, în perioada războiului s-au chemat Rogifer și erau coordonate de către fratele lui Hermann Göring, am uitat cum îl cheamă, Albert Göring, mi se pare. Deci i-au fost, principala lui sursă de finanțare a fost luată din mâini. Deci a fost adus și el, a fost anchetat aici sub acuzația de colaborare cu mișcarea legionară, cu legionarii. Apoi, Maria Tănase a fost adusă la un moment dat aici, doar o zi a stat, a fost anchetată. Interogată. Da, da. Ea a fost anchetată pentru că se presupunea că a fost inclusă în rețeaua lui Rică Georgescu, despre care vă spuneam mai devreme, că a fost o rețea de spionaj creată imediat după ce Antonescu a venit la putere și care trebuia să furnizeze informații anglo-americanilor. Și s-a presupus că Maria Tănase a avut relații informative cu această rețea de spionaj. Okay. N-au reușit să dovedească și chiar n-a avut. Bun, Maria Tănase, Petru Groza la un moment dat în 1943, viitorul premier, cel care după un an și jumătate de... Da, în 6 martie va deveni premierul Guvernului României, în fruntea Guvernului de Largă Concentrare Democratică. În toamna lui 1943 este adus aici la Malmezon și arestat și ținut în detenție câteva zile, cu un regim preferențial, pentru că Groza era un burghez și Antonescu, la un moment dat, din dispoziția lui Antonescu a fost eliberat, pentru că Antonescu pur și simplu nu credea că un om bogat se poate alătura comuniștilor. Aha, okay. Da. Și a stat aici, a stat vreo 2 luni. Petru Groza după aia a scris și o broșură despre ce a pățit aici. Mă rog, a fost tratat omenește. A fost bine. A fost bine, dar mă rog, el se dădea victimă. Ca, da. Okay. Evident că era un arest dur, Malmezonul, dar el a avut un regim preferențial. Da. Așa, Petru Groza a fost adus, cine mai... dintre, să zicem, personalitățile vremii. A fost tot în iunie 1944, SSI-ul reușește să destructureze o altă rețea de spionaj, rețeaua bizantologului Alexandru Eck. Era denumită rețeaua intelectualilor, această rețea care era filo-franceză și avea, să zicem, relații cu goliștii, cu cei care luptau pentru Franța liberă din Anglia, conduși de De Gaulle. Și din rețeaua intelectualilor a făcut parte și Mihnea Gheorghiu, cel care avea să conducă cinematografia în anii 60-70. Cine a mai fost? Ela Kancikov, parcă pictorul Gheorghe Tomozei, în fine, încă vreo 3-4 persoane. Bun, iar imediat după 1944 încep răfuierile politice, comuniștii preiau SSI-ul. SSI-ul intră în subordinea lui Bodnăraș, care este secretar general al Consiliului de Miniștri, iar în fruntea SSI-ului este pus un fost spion sovietic din perioada interbelică, Serghei Nicolau. Okay. Și aici sunt aduși toți oponenții politici ai regimului, în perioada 45-51. Și bineînțeles, în 1951, când închisoarea intră de la SSI, se dizolvă SSI-ul și intră la Ministerul de Interne, aici devine arestul Direcția a doua contraspionaj a Ministerului Afacerilor Interne. Și aici sunt aduși toți cei care erau tot așa pe cazuri grele. Cum am spus, Ana Paucăr, acuzată de trădare, Egon Balaș, care a fost unul din adjuncții Anei Paucăr de la Ministerul Afacerilor Externe, Egon Balaș, care a scris și o carte de memorii după ce a ieșit din țară, pentru că el a fost anchetat la Malmezon, ținut în arest preventiv vreo 2 ani de zile, fără condamnare, chinuit aici în subsol și după ce a părăsit arestul, a mai stat câțiva ani în România și a plecat în 1966, a emigrat în Israel și după aia în Statele Unite. Și acolo a devenit un matematician de succes, a fost un brilliant mind, o minte strălucită. Păcat că l-am pierdut. Da. Și a rămas în Statele Unite până în acum câțiva ani, când a murit. A murit acum câțiva ani. Ok. Așa, cine mai a fost adus? Oana Orlea, Ioana Cantacuzino, mi se pare și Paul Goma. Foarte, foarte mulți au fost aduși aici la arestul, închisoarea Plevnei, așa se chema în anii 50, închisoarea Plevnei. La acel moment, închisoarea Plevnei sau închisoarea B, în anii 50-60, s-a aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
în cadrul unui serviciu de închisori, serviciu închisori preventive. Acesta era separat de Direcția Generală a Penitenciarelor și serviciul acesta închisori preventive avea 3 aresturi. Unul era în Uranus, okay. Unul se afla în subsolurile Ministerului de Interne, deci la Comitetul Central, da. Până în 58, când a venit CC-ul acolo, după aia... Pe aripa aceea, da, pe aripa... ne uităm în dreapta. Exact, exact așa. Deci erau 3 centre de anchetă, Uranus, sediul MEI-ului și Malmezonul. După ce CC-ul a venit acolo în piața actuala Piața Revoluției, am rămas cu 2 centre, Uranus și Malmezon. Și, așa cum spuneam, în anii 70, Direcția de Contraspionaj, mă rog, MEI-ul a predat acest imobil către IPROCHIM. Da. Da, în anii 70. Și IPROCHIM a funcționat aici, funcționează până în zilele noastre, exact, evident, da. Dar după, în anii 90 și-a pierdut foarte mulți angajați, industria petrochimică fiind la pământ, exact. Noi n-am mai produs diferite proiecte nici pentru extern, pentru că noi produceam utilaje petrochimice și pentru piața externă. Da. Și atunci s-a cam ales praful. După, în anii 90, IPROCHIM-ul, după 2000 de fapt, a închiriat aceste unele dintre spații, încăperile din Malmezon, le-au închiriat către diversi privați pentru a organiza petreceri. Ah, okay. Deci aici foarte mulți dintre bucureșteni au participat la diferite petreceri prin, nu știu, 2010, 2011, poate și 2012. Nunți, cine știe. Asta nu știu, dar okay. Petreceri știu sigur că au fost. Da. Bun, și în anul 2020... Aici au venit în primăvara lui 2020, au început ușor, ușor să vină artiștii care, din câte am înțeles, pleacă pe capete. Sunt pe picior de plecare. Da. Da. Și acum o să intrăm în cazarmă, în clădire. Da. Să vedem dacă este deschis pe aici prin spate. Așa cum spuneam, în fostele dormitoare și birouri, acum au fost amenajate doar pe aripa asta, pentru că... fațada este, mă rog, cealaltă aripă este clinica. Clinica, da, da. Spitalul privat. Exact. Ia să vedem dacă... Da, este. Așa, să urcăm pe aici. Și acum suntem efectiv în fosta cazarmă 992, okay. Birou juridic. Ok, deci asta e chiar aripa unde erau și ținuți deținuți, de, la da, subsol. Da, la subsol. Exact, da, la deci subsol. Sub noi. Sub noi, da. Aici tot timpul au fost probleme cu încălzirea. Da. Din unele mărturii ale angajaților IPROCHIM rezultă că în anii 80-90 aici se dârdâia la propriu. Da. Deci... clădirea era încălzită pe sobe. Păi da, văd că pe aici nu există niciun calorifer, dacă ne uităm. Da. Înăuntru sunt sobe de teracotă. Sobe mari, teracotă, da. Și uneori era gaz, alteori nu. Da. Și era foarte frig pentru angajați. Da, cam închis. Aceasta este o celulă care a fost amenajată, pentru că aici s-au turnat și niște filme. Aha. Nu, aici nu este o celulă propriu-zisă. Doar ușa, e o încăpere, practic. Da, a fost amenajată în timpul unei filmări. Da. Și redă o celulă, ușa unei celule. Artiștii au amenajat și toaletele, care arată foarte bine. Stai un pic. Deci, ei s-au străduit să, din banii lor, nu numai atelierele, adică fiecare și-a făcut pătrățica lui, dar și spațiul comunitar, care aparține întregii comunități, atelierele Malmezon. Ia să vedem dacă aici este cineva. Nu este, Ramon. Haideți să ne mai plimbăm prin... cred că e închis acolo. Ia să vedem. Da. Mm-hmm. Da. Și această neimplicare a statului, eu am fost la câteva evenimente aici, uși deschise, porți deschise, okay. Și au fost câteva mii de oameni. Adică, și asta e doar într-o parte amenajată, doar pe o parte a cazarmei, e ocupată de artiști. Dar vă dați seama ce ar însemna dacă toate
încăperile, deși cele din partea de pe cealaltă latură ar fi destinate artiștilor. Da. Pur și simplu s-ar crea o efervescență și ar deveni aici un punct de reper pentru... cultural foarte important. Pentru București, da, ar fi ceva fantastic. Da. Dar această neimplicare... Și destul de mare. Și mare, spațiul este extrem de generos. Și sus sunt în fostele, există dormitoare de, așa cum apărea și pe plan, sunt dormitoare de 280 de metri pătrați, adică adevărate săli. Evident, exteriorul arată coșcovit pentru că nu au bani și pentru consolidare și pentru renovare. Da. Dar oricum, pentru la ce sume au dispus artiștii, ce au făcut aici, este ceva fantastic. Da. Și da, după cum se vede, e cam pustiu. Da, și în o zi obișnuită din istoria acestei cazarme, militarii erau treziți la 6-7 dimineața. Da, mergeau aici la careu? Da, aici erau... Făceau careu? Făceau careu, da. Da. Făceau prezența. Mă rog, aici era dormitorul, ăsta, toaletele. Da. Se făcea careul, apelul și ca într-o unitate obișnuită, unitate militară obișnuită. Yes. Acum, pe aici am venit să vedem și la etajul... Vine căldura de aici. Da. Urcăm, da? Da, urcăm. Așa. Oba. Așa. Avem și aici, casa radio. Da, aici avem o... Pe geam. Vedere. Se vede casa radio. Da. Și avem și spărtura prin care se vede și Palatul Parlamentului. Da. Și Catedrala Mântuirii. Mai îndreaptă puțin se vede. Se vede? O văd? Se vede acolo. Da. Aici ar trebui să fie undeva în dreapta. Nu cred că se vede de aici. Ia să vedem. Da, măcar vedem în clădirile anexă. În dreapta, undeva, este Academia Națională de Educație Fizică și Sport, da, exact, care în anii 50 a fost, după venirea comuniștilor la putere, a fost căminul studențesc numărul 1. Era unul dintre cele mai importante cămine studențești din București. Pentru că e foarte aproape de regie. Da, și acolo a fost, acolo și-a avut sediul Regimentul de Gardă Călare. Da. Deci exact unde este astăzi Academia Națională de Educație Fizică și Sport. Până în 1950, 49-50, a avut sediul Regimentul de Gardă Călare și manejul regal. Caii regelui erau ținuți acolo. Da. Și odată cu venirea comuniștilor au transformat tot acest manej în cămin studențesc pentru universitățile din capitală, centrul studențesc bucureștean. Da. Iar în zilele noastre a fost... Facultatea de Sport. Da, nu știu când s-a transformat în Academia Națională de Educație Fizică și Sport. Ia să vedem dacă... Da, încolo nu. Da, aici... Dar se vede că e amenajat, uite, niște reflectoare frumoase. Da. Vă dați seama ce ar însemna o intervenție a statului și pentru exterior, adică dacă statul ar aloca niște bani pentru... Uite, un desen aici. Da, foarte, foarte frumos. Da. Ia. Ei, acum nu e nici prea multă lume, că suntem și vineri după amiaza. Așa e, da, da. Dar... Bine, prea multă lume, adică nu-i nimeni. Da, au plecat. Da. Au plecat foarte mulți, din câte știu. Pentru că pur și simplu nu-și permit chiriile stabilite de Iprochim. Da. Aici, păcat că nu putem intra, era o sobă mare de toracot. Aici este o sală, un fost dormitor. Da. E o sală foarte bine amenajată. Sacu. Și era o sobă mare de toracot. Păcat că nu putem intra. Da. Acum coborând către parter. Da. Problema este că mulți dintre cei care au adus aici, mai ales în perioada comunistă. Da, și mai jos nu se poate. Pe aici ar fi fost, să zicem, arestul, deci în jos.
Deci pe undeva era o scară care ducea în jos. Da. Problema este că și în mărturile, în numărilistică, fușilor de ținut politic care au trecut pe aici, nu pot oferi foarte multe detalii despre acest loc, pentru că în clipa în care erau urcați din dubă, transportați de la un loc în care au fost arestați sau chiar din casele lor, li se puneau ochelari de tablă pe față, pe ochi, și atunci nimeni nu putea să... Okay. De exemplu, Egon Balas a fost aici ținut 2 ani de zile și el spune în memorie că el n-a văzut niciodată curtea închisorii. Era urcat pe scări. Da. Uh-huh. Dar mai multe, nu, din împrejurim și cam toți cei care menționează Malmezonul au același lucru, același numitor comun, această lipsă de informații privind exteriorul. Da. Erau aduși și știau că se coboară pe niște scări. Da. Mai multe... Iar aici, chiar am să... Stați, să vă arăt să vă citesc neapărat că Egon Balas are un pasaj despre regimul de detenție, numai puțin, dacă așa, și care e extrem de sugestiv. Asta e cartea. Ok. Așa. Deci... Yes, dacă un pic de lumină. Se potrivește cu neonul ăsta. Astea sunt memoriile lui Egon Balas, scrise în Statele Unite ale Americii, deci după ce a părăsit țara. Și numai un pasaj vreau să vă citesc. Regulile închisorii erau următoarele. Aveai voie să te întinzi în pat și să dormi între orele 10 seara și 5 dimineața. Începutul și sfârșitul perioadei de repauză erau semnalate prin bătăi răsunătoare în ușa fiecarei celule, administrate de un temnicer. 2-3 minute de la semnalul de trezire, temnicerul se asigura prin vizor că toată lumea s-a sculat, iar cei care încă nu se sculaseră aveau parte de tot soiul de neplăceri. În timpul zilei era strict interzis să te întinzi pe pat. Se serveau 3 mese pe zi prin ferăstruica cu oblon de fier. Deci acea ușă reproduce cum ar veni. Da. Se serveau 3 mese pe zi, așa, micul dejun constant, un lichid negru la culoare care arăta cafea, dar avea alt gust, probabil cicoare, și o bucată de pâine, de aproximativ 250 de grame, care trebuia să-ți ajungă toată ziua. La amiază se servea zeamă de orez sau crupe cu ceva legume prin ea și o dată sau de 2 ori pe săptămână urme de carne. Seara din nou supă. Mesele erau servite în castroane de tablă, cafeaua era turnată în ceașca fiecărui prizonier. Pentru supă primeam o lingură de tablă care era luată împreună cu castronul după fiecare masă. Acesta era regimul de hrană când am sosit eu în august 1952, dar în 1953 s-a înrăutățit sensibil. Masa de prânz a fost eliminată, iar cea de seară era servită mai devreme. Acest regim de 2 mese pe zi a ținut cam un an, după care s-a revenit la regimul de 3 mese pe zi. În fine, ideea este că el era transportat din arest, din subsol. Anchetatorii aveau și ei niște birouri sus, da. Pentru că de-aia, la un moment dat, spune în memorii că urca foarte des pe scări, pentru că era dus la anchetă în timpul zilei sau noaptea. Ideea este că regimul era foarte dur în sensul în care nu puteai să dormi, să stai pe pat în timpul zilei. La fel, acest regim se regăsea și în alte penitenciare. Era un fel de regim de distrugere, care acționa, pe care anchetatorii mizau să aibă un efect decisiv asupra deținutului, pentru că prin epuizare și această înfometare, deținutul să cedeze și atunci să semneze orice declarație. Da. De pildă, în procesul Noica Pilat, când au fost arestați în 1958-59, Constantin Noica, Pilat, Steinhard, Simina Mezincescu au fost adus aici la Malmezon și a fost dată cu capul de pereți de anchetator pentru că nu vrea să semneze o declarație pe care îi scrisese anchetatorul. Deci mijloace de coerciție erau foarte dure în anii 50 și vorbește și Egon Balas și de ele în acest volum memorialistic. Okay. Și de-aia am vrut să-l menționez pentru că este unul dintre volumele, una dintre cărțile care tratează acest subiect pe larg. Și cam asta e parterul, cam ce a rămas, să zicem, ce s-ar afla de desubt. Aici ar fi arestul Malmezonului, secției juridice a SSI. Bine, înțeleg că tot ce este jos, nu tot s-a umplut de beton. Da, eu cred că este doar acoperit cu un planșeu. Ceva de genul acesta, probabil. Da, ar fi interesant la un moment dat să ajungem și acolo. Ar fi, dacă statul ar interveni aici, ar fi bine de amenajat un, să zicem, muzeu al totalitarismului. Da, da. Să tratezi toate dictaturile, pentru că clădirea asta nu a fost folosită doar de comuniști, ea a fost folosită de toate regimurile tiranice, dictatoriale. Adică de aia s-au folosit și regele Carol al II-lea în timpul dictaturii regale, aici și Antonescu și apoi comuniștii. Da. Deci răfuielile politice între diferitele facțiuni care își doreau și disputau lupta pentru putere,
cei care cădeau în această luptă erau aduși aici și, bineînțeles, mulți oponenți politici care unii erau imaginari, adică nu aveau nicio treabă cu asta, acuzele care le-au aduse de către anchetatori. Da. Și de asta zic că poate ar fi oportună ca această clădire, o parte din această clădire, așa cum ar fi bine în partea cealaltă, de pildă, să găzduiască un muzeu al represiunii, să zicem. Da. Pentru că mi se pare cel mai potrivit loc. Da. Dar aceasta necesită intervenția statului și multe milioane de euro. Sperăm că poate la un moment dat da. Se va întâmpla. Da, deci parterul cam aici este cam... Da. Ruinat. Aici, da, într-adevăr, e nevoie de investiții solide. Dar dacă există voință politică, întotdeauna când există voință politică, poți să faci, să transpui în fapte orice proiect da. Politic. Și eu bănuiesc că pe aici se aduceau arestații, erau introduși pe aici, pe această poartă, și duși în stânga sau în dreapta, da. Corpul B. Iar aici am înțeles că acum a fost închiriată, Iprochimo a închiriat parterul, partea din dreapta, Societății Naționale a Apelor Minerale, deci tot o societate comercială de stat. Ok. Probabil că ei aveau mai mulți bani, s-au înțeles mai bine. Da. Cam asta este clădirea Malmaison și cu anexele. Ok. Uite, ei, mai vedem și aici spate. Da, și asta la fel datează de și chiar mai bine și mai de 100 de ani. Un pic. Da. 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 Acolo avem și niște sârmă ghimpată tip tratatul de la Varșovia. Ok. A rămas din perioada comunistă. Da. Pentru că așa cum spuneam, acolo este grădinița, a fost sau este, nu știu, grădinița Ministerului Apărării. Da. Cam asta cam ar fi. Cam asta e. Ok. Malmaisonul. Bine. Da, sper că n-am uitat nimic. Ok. De menționat. Bine, păi îți mulțumim că ne-ai adus aici, așteptăm să ne mai plimb și prin alte locuri și îți urăm toate cele bune și vă salutăm cu drag!